Primele nuci verzi au apărut deja în vânzare și dacă în sat acestea sunt gratuite, locuitorii din Bălți sunt gata să scoată din buzunare și câțiva zeci de lei pentru un pahar de miez de nucă. Iar atunci când există cerere, oferta nu întârzie să apară. Am ales deoarece acum e sezonul, sunt foarte benefice pentru sănătate, conțin foarte mult iod și de asta să facem mici delicii. Acum e un pic mai scump, dar consider că se merită. Pentru că anul trecut oamenii au rămas dezamăgiți de prețul miezului de nucă, îl vând acum cât e verde și mai scump. Dumitru Burlacu culege nucile din grădina sa. Bărbatul spune că este mai convenabil să vândă miezul verde, întrucât în toamnă prețul acestuia va fi mult mai mic. Din toamnă nu-i orizont, n-ai cui vinde, că e tare ieftin, e 40-50 de lei nuca bătut, trebuie să o curzi, trebuie să o bați. Și mai cu un mod să vând verde și mai bun pentru sănătate. Așa, lumea... Ce se întreabă, ce vindem? Mai bine, nu și normal, dar decât să-l dăm cu 45 când e uscat și cât muncă până la aduși miezul și ala, mai bine o verde, mai bine este. Prețul miezului de nucă verde variază între 20 și 25 de lei pentru un pahar. Bălțenii sunt gata să scoată din buzunare acești bani doar pentru a consuma produsul bogat în potasiu, fier, magneziu, vitamine, proteine și grăsimi. Această femeie a decis să cumpere în loc de flori un pahar cu miez de nucă pentru a-și felicita prietena cu ocazia zilei de naștere. Tare am auzit de naștere la tot șampanie și mă duc să o felicit. Și cu miez de nucă. Iar această vânzătoare spune că astfel câștigă un ban în plus pentru a-și crește cei 5 copii. Когда есть, когда нету, когда как. Но в основном сейчас в отпуске многие, как бы, и торговля не очень. Сейчас выгоднее продавать, чем когда. Когда он был в цене, да, можно было домой собирать и бить, и сухим продавать его. А сейчас намного лучше, как бы, и заработок небольшой, но все равно на хлеб хватает. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, persoanele care deteriorează copacii de pe marginea drumului pentru a culege nuci în perioada respectivă riscă o amendă de la 2500 la 5000 de lei. Conform articolul 122, sunt amendați de la 2500 la 5000 de lei persoanele fizice, adică prin deteriorare grenzilor, frunzelor la arbori care sunt care cresc pe marginea traseilor naționale. Arborii ăștia au fost plantați pentru a proteja drumul de praf, cum toxine, și fructele nu sunt prea bune pentru consum. Republica Moldova se află pe locul 5 în lista celor mai mari exportatori de nuci. În mare parte, miezul ajunge pe piețele europene, dar și Orientul Mijlociu și îndepărtat.